de mult domnul Nicolae Sandu a venit așa cu o rugăminte, dacă este posibilitate din partea mea să vin să fac un antrenament cu băieții, cu portarii de aici din Căușeni. Astăzi e prima zi din vacanța mea și imediat am ajuns aici să văd pe băieți, să facem un antrenament și cred că am reușit să facem ceva interesant pentru ei. O să fiu sincer, și eu unele lucruri care le-am arătat astăzi nu le-am făcut la timpul cuvenit în viața mea sportivă. Eu cred că e foarte important ca la timpul potrivit să fie o persoană potrivită care să se ocupe cu un portar, să explice nu numai cum arată un exercițiu, dar și pentru ce el este necesar în jocul unui portar. Și că cum trebuie de folosit în joc unele elemente care le facem în antrenament. Deci acum trăim în secolul 21 și eu cred că de mic copil fiecare portar are nevoie de un antrenor de portar sau măcar de o persoană care poate să-l consulte în timpul antrenamentelor. Fotbalul de masă necesită nu numai, spunem, investiții materiale, dar și susținere spirituală din partea sportivilor, fotbaliștilor dotați, fiindcă 100 de ori poți să vorbești despre faptul când văd pe viu un fotbalist, e un moment educativ foarte și foarte însemnat. Fac un pas, de ce oră spune de un pas și când e jos. De aici, de jos, arătăm mingea, ne spunem, iar. Prostă și rochi șac. Asta ne ajută pur și simplu. Masterclass-ul prezentat de Ilie Cioban mi-a prezentat o impresie foarte plăcută, care a ajutat la perfecționarea metodelor de în calitate de portar. Am învățat foarte multe lucruri pe care profesorul nostru nu ne le-a putut preda, ca plonjoanele, pasurile, au avut o atitudine foarte normală față de noi, o atitudine plăcută, ne-a încurajat chiar. Tot a fost foarte bine. Maioul primit de la Ilie Cioban îmi va purta noroc pe parcurs la antrenament. Noi n-am știut despre aceste exerciții care le-a arătat azi Ilie Cioban. Cel mai mult mi-a plăcut exercițiul atunci când el a aruncat mingile și noi trebuia să le prindem. Profesionalismul său, cum el demonstra aceste exerciții care noi le-am petrecut împreună cu el. Maioul care m-a semnat Ilie Ciobanu, îl voi purta acum la toate antrenamentele. Все такие идеи идут, конечно, от Федерации футбола. И первое, наверное, это желание здесь местной администрации, местных ребят. Они вышли с инициативой, и наша федерация пошла навстречу этому всему. Это лишний раз показывает, насколько у нас талантливые ребята, и не только у нас в больших школах, но в районах. И, конечно, да, у нас ситуация такая, что не хватает тренеров, но они будут приглашать, мы будем приезжать и будем поднимать это все. Насколько это нам хватит сил, насколько... А у ребят глаза очень большие. И огромное желание. Конечно, для них это новое что-то, что-то первый раз кто-то это вообще увидел. Вот я думаю, что есть очень много ребят очень хороших.